autobuzul pe ruta 104 încalcă regulile și merge pe pista biciclistică. Dar nu numai el, care transportă multă lume. Iată și o mașină de taxi care transportă doar un boier sau nici măcar se duce să ia vreo boieroaică de acasă. Și o mașină civilă care n-are ce căuta nici pe pista biciclistică, nici pe pista de transport public. Crede omul mai șmechea. Sunt doi, de fapt. Încă și arată scene sau semne obscene. Dar asta e pistă pentru bicicliști. Au dărâmat cele trei obstacole și merg pe unde vor ei, că lor le trebuie. Încă autobuzul mai înțeleg că are de intrat acușă în stație. Dar cei cu mașina ce căutau pe pista noastră, să-i vadă miliția și să-i amendeze, vă rog. Splaie Independenței, marți dimineață. Sau al Unirii, că nu mai știu care parte e Independenței și care parte e Unirii. Dar e tot acolo, pe lângă parcul Izvor.